Avem ce împărți la Pro-România? Nu, dar mă gândeam că faceți un guvern din umbră, dacă țin bine minte, când Da. ați fost lider PSD și erați în opoziție, ați avut coordonatori de departamente, nu? Exact așa vor fi și duminică, sunt coordonatorii de domenii. O parte importantă îi aveți chiar aici la masă, oameni care au fost miniștri sau care au lucrat în domeniu și da. Aveți dreptate. Aici la masă am un guvern cam de 10 ori mai bun decât guvernul Dăncilă. Fără să fie complet, dar n-aș vrea să ne comparăm cu asta. Aș vrea să ne comparăm cu ceea ce am reușit în 2012-2015. Am realizat lucruri bune și am avut mari eșecuri. Din care am învățat, eu unul cel puțin, și ceilalți. Ideea principală este că la Pro-România cine vine alături de noi nu vine nici pentru funcții, că n-avem. După cum știți foarte bine și în Parlament am fost toți exilați la Comisia pentru Drepturile Omului, ceea ce nu e rău, până la urmă, dar de exemplu, domnul Câmpeanu este președintele Consiliului Rectorilor și nu poate să fie la educație, că la educație vă spun acum, nu că vreau să fiu răutăcios. Eram la Comisia de Politică Externă și e un PSD-ist acolo, în funcție. Și nu știa ce să-l întrebe pe ministrul de externe. Și mă gândeam, totuși, PSD-ul era cel al lui Năstase, al lui Joană, Corlățean, Aurescu, oameni care știau politică externă. Și acum am pus niște oameni care cred că nu știu să ajungă de la Cluj la Apahi, dar zic că ies din țară. Și sunt șef la Comisia de Politică Externă. Da. Categoric, argumentul pro-România este faptul că are niște oameni care au ocupat funcții și care au lăsat ceva în urma ocupării acelor funcții.